întreb ceva? Da. Vrei să mă întreb dacă poți să mă întreb ceva sau vrei să mă întreb ceva? Am o prietenă, cigacică s-a fost în clasă cu tine și el zice că taică-tu e... Femeie? Pitic? Extraterestru? Interlop? Da. Da? Da, chiar astăzi de dimineață mâncam cerealele și a tăiat doi băieți cu sabia ninja în fața mea. Sânge peste tot, bucăți de creier în lapte, are gust de piftie. Ești cu capul. Auzi, tu de ce nu crezi cu taică-meu? Că ești de stabilizadea. Ce ești, taximetrist? Știi cum se numește asta? Complexul electric. Că sunt băgăcioasă, adică? Tu ai auzit de Jung? A fost un mare psihiatru, fondatorul psihanalizei. E, și el a postulat următoarea... Ce a făcut? A zis că mama și copilul sunt tot timpul într-o competiție psihosexuală pentru posesia tatălui. Eu, scârbos, și nu e adevărat, mă enervează amândoi. Și dacă rămâi captiv în complexul electric în dezvoltarea ta psihosexuală, o să dezvolți o orientare fixistă asupra tatălui, dovedită în situația în care partenerul sexual seamănă sau vrei să semene cu el, cu tata. În cazul de față să fie taximetrist, ca taică-tu. Nu? Teoria lui Jung ăsta nu funcționează și în cazul nostru. Adică îl contrazici pe Jung. Unu, tata e un plec și în niciun caz n-aș vrea să semene cu tine. Și doi, tu nu ești partenerul meu sexual. Gândește-te la asta că mă lua baie. Don Teddy! Iartă-mă că te deranjez, că pari foarte ocupat. Putem și noi să discutăm o vorbă? O jumătate de secundă ne e. Mare fotador, Don Teddy. Dimineață cu fimea, după amiază cu alta. Diseară bași tu altceva, nu? Că te respect și cocarul tău. Domnule lui... Să nu ne întrerupem, Don Teddy, că nu e frumos. Eu așa zic, nu? Civilizat. Fii atent, dacă tot vrei să prezdezi, aici e raportalul tactul. Jegosul ăsta e aici, în mall. Dacă nu te obosește domnișoara prea rău, poate arunci o privire în jur și dacă îl vezi, îmi dai un telefon. Bine. Punctul 2. Despre ce am vorbit de dimineață, de Magda. V-ați răzgândit? Tu ce zici?